Sportiv Școlar Călărașean este o unitate de învățământ în subordinea Ministerului Educației Naționale și a Inspectoratului Școlar Județean. CSS este un club sportiv cu unele dintre cele mai bune rezultate obținute la nivelul județului Călărași. Chiar dacă nu există condiții foarte bune de pregătire și de antrenament, aici s-au format cei mai buni sportivi ai județului nostru participanți la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale și Europene. Clubul are o istorie de peste 50 de ani, fiind înființat în anul 1967. În prezent, la nivelul clubului funcționează 8 secții sportive: atletism, baseball, box, canotaj, caiacanoe, handbal, lupte și volei, având înscriși peste 350 de copii și tineri. Vorbiți-ne un pic despre activitatea CSS Călărași. În ce an s-a înființat și ce activități derulați? Păi aș spune că ne mândrim să fim unul dintre cele mai vechi cluburi înființate în județul și în municipiul Călărași. În 1967 a luat ființă o clasă cu profil sportiv de handbal pe lângă liceul Danubius, pentru ca mai apoi la 2 ani, în 1971, să devină o unitate independentă, cu personalitate juridică, inițial doar cu handbal și atletism, iar ulterior clubul a evoluat până în 1984, undeva la 20 de catedre, undeva la 10 secții și undeva la aproape 800 de elevi înscriși. Da? Și în momentul de față, în momentul de față, după Revoluție și cu economia asta de piață și cu bugetul care s-a mai restrâns, am ajuns în momentul de față să avem doar 8 secții, un număr de 13 catedre. Cele 8 secții sunt atletism, box, baseball, canotaj, caiacanoe, handbal, lupte și volei. Vorbiți-mi un pic despre categoria de vârstă. De la ce vârstă pot veni copiii să se înscrie la CSS? În total, numărul de copii aprobat, pentru că noi suntem o unitate de învățământ în subordinea Ministerului Educației și a Inspectoratului Școlar Județean, deci planul de școlarizare este de 346 de elevi de vreo 7-8 ani încoace. Da? Vârsta de selecție diferă de la o secție la alta, dar în principiu cei mai mici elevi sportivi pe care îi avem sunt la secțiile de atletism, unde selecția și grupele de începători sunt de la vârsta de 7-8 ani. Și vreau să spun acum că noi mergem cu acești sportivi până la vârsta de 19 ani, practic când termină ei clasa 12-a și încheie și activitatea în cadrul clubului nostru. Atunci ei termină și cu categoria de junior 1, urmând să treacă mai departe la categoria de tineret și senior la alte cluburi din sistem, cum ar fi pe plan local Clubul Sportiv Municipal, să spunem, sau chiar clubul de handbal la HC Dunărea. Eu știu alte secții, spre exemplu canotajul sau caiacanoe fac selecție undeva la clasa 8-a, deci 13-14 ani. Probabil trebuie să ai o anumită înălțime. Sigur, da, o înălțime. Avea și un sport puțin dificil pe apă, deja trebuie să știe puțin să înoate, trebuie să aibă și puțină o dezvoltare fizică adecvată. Da? Ca și număr de sportivi pe secții, aș vrea să spun că la atletism avem în jur de 75 de atleți, toate categoriile, de la copii mici până la junior 1. Și aici avem 3 catedre, stăm bine cu încadrarea. În schimb, avem câteva secții unde, din păcate, avem un singur profesor și numai puțin de 5 secții se află în situația asta. Aici ne zbatem puțin cu faptul că nu putem să avem prin această organizare o piramidă, cum spunem noi, deci să plecăm cu mai multe grupe de începători, da? Să ajungem cu câteva grupe, 2-3 grupe de avansați și cu măcar o grupă de performanță. Având în vedere că este o singură catedră, apar niște probleme la un moment dat, generațiile care termină, generațiile care îi selecționăm E un gol, să spun, de câțiva ani de zile, unde copiii trebuie pregătiți și apare, să spun așa, o mică pauză în performanță. Am tot căutat să îmbunătățim această încadrare, dar momentan nu s-a putut la nivel de minister, deci nu ține de noi, n-am făcut demersurile necesare. La celelalte secții, cum apucase să vă spun așa numărul de sportivi, la box avem în jur de 20 de sportivi, la baseball avem 3 echipe, deci în jur de 60 de copii, la canotaj în jur de 40 de copii, la caiac noi 20, cei mai mulți avem la handbal. Ați văzut mai devreme că deja ne aflăm în calendarul competițional, se desfășoară etapele de juniori acum. Avem 100 de băieți, sunt 3 grupe de juniori care sunt înscrise în campionatul național de handbal, plus încă 3 grupe de începători, deci în total sunt 6 grupe de băieți, de handbal băieți. Celelalte secții, eu știu, lupte, volei, avem câte o grupă, două grupe, iarăși o încadrare mai restrânsă. Deci în total sunt 346 de copii. Ce să vă spun acum? Menirea noastră este în primul rând să selecționăm copii cu calități. Dar nu am refuzat pe nimeni care și-a adus copilașul să înscrie la sport, pentru că vrem să avem cât mai mulți copii, da? Vrem să îi educăm și să-i ducem către performanță. De altfel, sloganul nostru la club este educație și performanță. Și ne bucurăm să avem niște copii care, vă spun sincer, simt că se transformă aici prin sport. Da? Pentru că știm cu toții, școala, în momentul ăsta, din păcate, și familia nu prea mai pot să asigure acea educație. Poate școala prea multă, eu știu, materie instrucție, părinții sunt poate prea ocupați și eu zic că prin sport cei care au venit aici au reușit să își dezvolte niște calități deosebite. Pe lângă faptul că ajută la sănătate, eu știu, sportul te învață spiritul de echipă, te învață munca, să muncești, da? Pentru că altfel nu obții rezultat, te învață să respecti regulile, deci legile, da? Te învață reguli de igienă, poate am avut copii care, eu știu, dintr-un mediu, care, mă rog, aveau lacune în mai multe privințe, dar toți profesorii de aici se ocupă în mod deosebit de elevi și cred că o contribuție la educația lor este la fel de mare ca și contribuția pentru pregătirea fizică și performanță. Ați spus că aveți copii excepționali. De exemplu, da. Anul acesta, dați-ne exemple de câteva rezultate obținute de elevii din cadrul CSS. Da, avem în total 36 de medalii obținute în campionatele naționale și regionale cu copiii de la Clubul Sportiv Școlar. Cele mai multe medalii, să spun, ar fi la atletism, unde avem mai puțin de 21 de medalii. La baseball avem 6 medalii. Este pe care sperăm cea de-a 7-a acum, chiar astăzi au plecat băieții la Cupa României și sigur se vor rotace cu medalii, poate chiar de aur. Mai avem la box 3 medalii, la canotaj 2 medalii, la campionate naționale și foarte recent, nu le-am prins aici pentru că deja am început anul școlar, încă 2 medalii la balcaniadă prin Nicoară Cristian și la caiaca noi iarăși mai avem 3 medalii. Iar la lupte libere o medalie. Pe lângă aceste rezultate de clasare ca și loc, avem câțiva copii în loturile naționale ale României. La atletism aș menționa pe Lică Mihai Ștefan, pe care chiar îl și antrenez și este anul acesta campion și vicecampion, probabil triplu salt și locul 4 la campionatul balcanic. A făcut parte din lotul național al României. Campionatul balcanic și-a avut loc la Istanbul în iulie. V-am amintit mai devreme de Nicoară Cristian de la canotaj, care după 2 medalii la campionatul național argint și bronz a avut un succes, să spun, la balcaniadă cu un aur și un argint în Serbia. Mai avem un component al lotului național la handbal, pe Panait Daniel, care a participat cu echipa României la câteva meciuri internaționale și a reușit, să spun așa, să facă un transfer frumos pentru noi. Este în momentul de față la echipa HC Dunărea Călărași, pentru că este singurul călărășean care face parte din echipă. Bineînțeles, dacă ating punctul ăsta cu handbalul, eu spun că mi-aș dori mai mult o colaborare mai strânsă, pentru că, de fapt, finalitatea, să spun, este de ambele părți. Atât echipa mare trebuie să fie un model pentru cei mici, da? Și sunt convins că foarte mulți copii care se duc la handbal, la echipa de Liga Națională, își doresc să joace handbal și vin la noi să joace handbal. De asemenea, copiii de aici, când termină, își doresc să meargă poate la Dunărea, dar trebuie să fie echipa locală care ne reprezintă și cred că e o mândrie pentru ei să ajungă acolo. Din păcate, nu am reușit să legăm așa o colaborare mai bună, mai strânsă, deși suntem legați și inclusiv printr-un protocol de colaborare, întrucât echipa mare nu are echipă de junior și atunci semnăm un fel de colaborare prin care îi ajutăm practic să poată activa în campionatul național. Dar spun asta și pentru că ați văzut și am discutat mai devreme, suntem într-o situație un pic delicată cu sălile de pregătire, special chiar pentru handbal. Neavând o sală a noastră proprie, suntem nevoiți în primul rând să închiriem și atunci trebuie să cheltuim destul de multe fonduri pentru acest lucru. V-am spus că între 80 și 100 de milioane de lei vechi ne costă chiria numai în stadion. Asta pe lângă celelalte ore care reușim să le mai luăm de la unitățile școlare, unde într-adevăr intră în gratuit de acolo. Există posibilitatea, nu știu, pe viitor, cu sprijin din partea autorităților sau dacă ați discutat până în momentul de față, să vă construiți o sală proprie, astfel încât să nu mai fiți nevoiți să închiriați? Au existat discuții în acest sens până în momentul de față? Dar încă o sală cred că este dificil de construit. Ce se preconizează pentru viitor este ca bazele sportive, atât ale cluburilor sportive școlare din țară, cât și ale MTS-ului, în speță ale clubului municipal, să fie preluate de autorități locale. Se discută acest lucru de un an, doi, încă nu s-au făcut demersurile necesare la guvern, dar cred că ar fi o variantă bună, cel puțin pentru noi. Eu sunt adeptul acestei soluții și noi avem 3 spații în această bază sportivă de la stadion. Avem sediul în care ne aflăm acum și cu sala de jos de forță, ați văzut. Mai avem o sală care, din păcate, este inutilizabilă. La un incendiu s-a distrus, n-am reușit să mai o construim, să o reconstruim. Și niște spații care sunt undeva legate de fotbal. Cred că această soluție de preluare a sălilor de către autoritățile locale, care ar putea să le și renoveze, să le modernizeze, întrețină, și care să le pună la dispoziția cluburilor sportive școlare și copiilor, comunității locale, pentru că noi nu facem aici sport contra cost. V-am spus mai devreme, suntem o unitate școlară, statul ne plătește și suntem, eu știu, un colectiv de profesori, antrenori foarte bun calitativ. Vreau să spun că poate mai bine de jumătate din cei 14 suntem antrenori la notul național. Inclusiv eu am fost anul acesta component împreună cu sportivul meu și am fost chiar șeful delegației la campionatul balcanic de atletism, am fost și șeful delegației la campionatul european de baseball, pentru că am uitat să menționez aici, într-adevăr, îmi pare rău pentru cei mici de la baseball, avem printre componenții lotului național de baseball și 6 copii de la Călărași. Practic, mai bine de jumătate din echipă, împreună cu domnul profesor Bolan, care a fost antrenor lotului național, am participat la campionatul european din Cehia. Eu fiind și acolo delegat, pentru că, mă rog, sunt un pic legat și de federație prin calitatea mea de membru în birou federal. Deci, cred că ar fi o soluție bună, ca să revin la săli și la terenuri, preluarea de către autoritățile locale. Mai avem o promisiune foarte veche și foarte importantă făcută de Primăria Călărași, anume legată de terenul de baseball. Ne dorim foarte mult și am făcut demersuri, cred că de 20 de ani încoace. Problema este cunoscută. Să reușim să facem un teren de baseball pentru acești copii minunați pe care îi avem la secția de baseball. Anul acesta vă spun că au câștigat toate competițiile. Deci suntem campioni la 2 categorii și vicecampioni la cea de-a 3-a categorie, cu copii la loturi naționale, ați văzut. Din păcate nu avem un teren de pregătire, nici măcar, să spun, un teren de fotbal pe care am putea să ne desfășurăm antrenamentele, deși acel teren de fotbal nu este regulamentar pentru un joc de baseball, dar în România, din păcate, nu există un teren de baseball. Acum noi am venit cu propunerea de foarte mult timp către Primăria Municipiului Călărași. Pe de o parte, ținând cont de această tradiție și aceste rezultate pe care le avem la secție, da? Pe de altă parte, am zis eu, având în vedere deschiderea care putea să ofere acest teren la nivel european, pentru că am avut discuții la Federația Europeană, federații care ne-a promis că anual ne-ar putea delega câteva competiții în care să vină 6-8-10 țări, da? Și cred că ar fi o deschidere frumoasă pentru Călărași. Avem anual o competiție europeană, da? În care am putea fi cunoscuți mult mai bine ca oraș. Și ca ar fi primul teren de baseball din țară? Primul teren din țară ar fi, da. Din păcate, sper să nu ne alții înainte. Nu, spun asta așa, nu cu răutate, dar ne dorim foarte mult. Recent avem o promisiune, am putea intra pe un proiect cu o companie de investiții, cea care a construit și acest bazin de lângă noi, da? Și sala polivalentă. Eu știu, sper să realizeze în următorii 2-3 ani, pentru că trebuie să mai așteptăm un pic. Și sper să nu intervine iarăși alte, eu știu, probleme, mici probleme care au apărut în trecut, pentru că a fost cât paci de câteva ori să avem acest teren. Din păcate nu s-a reușit, dar eu acum sper că vom avea acest teren, mai ales că am prevăzut în această nouă bază sportivă și o sală de atletism, pentru că vedeți, avem rezultate foarte bune. Noi la atletism nu avem unde să ne pregătim. Ați rezolvat mai multe probleme. Pierdem foarte mulți copii, din păcate. Da, am rezolvat mult mai multe probleme dacă s-ar reuși construirea acestei baze sportive. În momentul de față, de exemplu, cei mici de la baseball, unde își țin antrenamentele? Din păcate, nu prea mai avem unde să ținem. Încercăm. Aici, lângă sediul nostru, am făcut o improvizație, un fel de cușcă, unde ei intră și bat cu mingea ca să nu dăm mingea prin așa. Dar un teren efectiv nu mai avem și asta se simte. Închipuiți-vă că o echipă de fotbal care a jucat fără să aibă teren de fotbal s-ar antrena numai la tenis cu piciorul sau o miuță la perete și să mergem să ieșim în campion național. Deci vă dați seama de calitatea acestor copii, de dorința lor de luptă, de răbdarea noastră a profesorilor și a părinților care își trimit copiii aici și practic nu prea unde să se antreneze. Da. Intrăm, să spun, o dată de 2 ori pe săptămână maxim pe terenul de fotbal de iarbă din spate de aici. Am discutat cu cei de la Dunărea și au acceptat să intre copiii să pregătească, dar din păcate nu mai avem acest teren. Ne pregăteam aici în spatele sediului nostru, unde era terenul de zgură, dar acum dacă s-a construit acest bazin, copilașii nu mai au unde să se pregătească, din păcate. Cu toate acestea obțin rezultate. Toate acestea obțin rezultate, da. Noi sperăm, adică am făcut tot ce era omenește posibil legat de asta, încercând să sensibilizăm autoritățile. Am făcut și la un moment dat o strângere de semnături. Lucrurile cred că s-au înțeles. Nu vreau să... Nu e de acuzat cineva aici, zic eu. Cred că sunt priorități, da? Și sigur o să deveni și noi o prioritate la un moment dat, pentru că trebuie să ne gândim la comunitate, la copii. Noi avem exclusiv copii din comunitate. Nu avem sportivi aduși, da, care vin pe salarii sau știu eu ce. Trebuie să ne gândim la copii și la nepoții noștri, este cel mai important lucru, pentru că vor și ei să facă sport, Și aș mai sublinia un aspect aici, pentru că mai e un lucru care nu cred că s-a înțeles de, eu știu, chiar și de autorități. Vreau să spun că în Clubul Sportiv Școlar se face sport de performanță. Noi nu facem sport de masă. Deci sport de performanță. Chiar dacă sunt copilași de 10 ani, sau de 12, sau de 18 ani, acești copii fac sport de performanță. După cum ați văzut, sunt componența loturilor naționale ale României, da? Sunt sportivi legitimați, în primul rând. Definiția unui sportiv de performanță înseamnă că el face antrenamente în mod regulat, în vederea participării în competiții naționale și internaționale. Asta facem noi aici, da? Sport de performanță. Nu ne jucăm, noi încercăm să avem performanțe cât mai mari, chiar dacă sunt la vârste, eu știu, de copii sau juniori mici. Și lucrul ăsta, eu știu, trebuie să însemne puțin mai mult. Performanța nu se face doar la seniori sau la 20 de ani sau la 25 de ani. Performanță fac și acești copilași și ei muncesc foarte mult, se luptă foarte mult, își doresc foarte mult, părinții susțin foarte mult și atunci nu putem decât să ne bucurăm că mai obținem și aceste rezultate. Sigur că am putea obține rezultate mult mai bune, cu condiții mai bune. Deci peste tot este nevoie. Am amintit de, eu știu, de handball, am amintit de baseball, poate puțin de atletism, dar toate secțiile au nevoie de infrastructură. Și repet, sunt copiii comunității și cred că nimic nu ne-ar împiedica să investim mai mult în acești copilași. Poate sunt multe de spus, nu vreau nici să răscolez lucrurile, nici să spun, dar încerc doar să sensibilizez, dacă e de sensibilizat, eu știu, cineva. E ok, avem stadioane, avem săli polivalente, avem bazine, dar totuși copilașii ăștia nu au ce le trebuie în momentul ăsta. Și e păcat că sunt peste 350 de copii, poate chiar mai mulți, că noi rulăm, unii vin, unii pleacă, sunt 350 care sunt înscriși și vin permanență, dar probabil chiar sunt 500 pe an care trec pe aici, o perioadă mai mică sau mai mare de timp. Să ne imaginăm că ați avea puterea să realizați ceea ce vă doriți. Care ar fi primul obiectiv pe care l-ați realiza pentru CSS? Sigur ar fi infrastructura. Doi, ar fi creșterea numărului de posturi, da? Ca să ajutăm la o selecție mult mai amplă. Și cred că plecând de la aceste aspecte, lucrurile ar evolua mult mai bine pentru sportul la nivel de copii și juniori în municipiul nostru. Am făcut foarte multe propuneri, chiar de colaborare. Uite, acum îmi vine în minte o idee pe care, legată de handball, pe care am făcut-o deja și, mă rog, nu a prins contur, dar am spus așa, bun, copiii noștri termină la 19 ani handbalul. Sunt unii de lot național, să știu ce. De ce nu putem să facem o echipă de Liga a doua, pe lângă AHC Liga 1, să facem și o echipă de Liga a doua, unde să joace preponderent călărășeni. Copiii noștri pleacă la echipă sau alta sau renunță să facă handbal, da? Cred că e păcat. Am propus chestia asta. Inițial, mă rog, a părut interesantă și au fost încântați cei decidenții, să spun, dar nu s-a materializat. Deci este un mic exemplu pe care am încercat să-l dau, să arăt că avem, eu știu, posibilitatea și capacitatea de a face mai mult la nivel de copii juniori și ceea ce privește colaborarea noastră cu clubul de seniori. Pentru că este păcat la un moment dat să pierdem și copiii care sunt talentați, da? Și care putea să obțină rezultate. Și în continuare, nu doar la handbal, la toate celelalte secții.